Timocanu face primele declarații după ce evenimentul pe care toți fanii lui îl așteptau cu sufletul la gură a fost anulat. Manelistul explică de ce s-a ajuns într-o astfel de situație și spune ce are de gând să facă acum. Ce s-a întâmplat? De ce s-a anulat concertul de la Sala Palatului? Da, deci nu s-a anulat nimic, doar am amânat pentru o altă dată. Ideea este că am un program foarte încărcat acum și am anulat nu doar Sala Palatului, am anulat foarte multe evenimente pe care le-am avut în perioada asta. Ținând cont de faptul că am fost scos de sub control judiciar, am vrut să-mi ofer puțin timp pentru mine și pentru familia mea și am anulat foarte multe evenimente. De altfel, o să plec puțin din țară să mă recreez, să, nu știu, să-mi revin puțin după tot stresul pe care l-am depus în ultima perioadă. O să plec prin China, prin Japonia, prin, nu știu, multe țări, să-mi revin, să mă refac puțin. Și ăsta este motivul pentru care am amânat concertul. Deci nu s-a anulat, s-a amânat pentru o altă dată. Data este stabilită? Nu, încă nu am restabilit data. O să vă țin la curent imediat ce stabilim data exact, o să vă țin la curent. Pregătesc o piesă și un videoclip cum nu s-a făcut la noi în România și nu cred că va face nimeni în România. Nu cred că o să aibă curajul să facă nimeni în România. Este vorba despre o melodie dedicată pentru un albanez care este încarcerat în Grecia. Asasin se numește. Ce să mai... E o surpriză, de fapt, nu vreau să vă dezvolui mai multe. Am făcut povestea vieții acestui om care, de fapt, este un criminal. A făcut 5 crime și m-a contactat să-i fac o melodie și am făcut ceva ce n-a făcut nimeni în România.